Bine v-a regăsit, dragi cititori, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Ce ne transmite budismul, învățături și practici cotidiene. Astăzi este alături de noi colega mea, Luisa Neag, senior editor Herald, și vom vorbi în cadrul acestei frumoase campanii despre cartea Mănăstirea și microscopul, convorbiri cu Dalai Lama despre minte, mindfulness și natura realității. De altfel, una dintre întrebările retorice pe care ni le-am pus atunci când am organizat această campanie online pe site-ul editurii Herald, pe lângă întrebări poate mai generale, ce este budismul, ce înseamnă această tradiție spirituală milenară, ce înseamnă practica meditației, ce înseamnă a fi prezent și conștient în propria viață. Bineînțeles că a venit și o întrebare: care este raportul dintre mindfulness, natura realității și ceea ce înseamnă budism, psihologie, raportul dintre budism și neuroștiințe, pornind de la această carte, Convorbiri cu Dalai Lama despre minte, mindfulness și natura realității, și am să vă arăt atât cât se poate. Am să vă arăt și cartea la cameră. Câteva cuvinte despre, înainte de a-i da cuvântul colegei mele, Luisa Neag. Într-o societate care evoluează către o cât mai mare deschidere și toleranță, spiritualitatea și știința conlucrează pentru a ne oferi o viziune completă asupra adevărului, în care știința oferă instrumente acolo unde spiritualitatea adaugă sens. Cartea despre care vorbim astăzi este o mărturie a unui dialog fructuos între cele două perspective, budismul din zona spiritualității și neuroștiințele, în care se dovedește că budismul poate fi înțeles de o minte științifică, iar știința, la rândul ei, realizează că întrebările cu care operează actual au pătruns deja în domeniul spiritualității. În 2013, după cum probabil știți sau știm, cu ocazia unei întrevederi istorice care a avut loc într-o mănăstire tibetană din sudul Indiei, Dalai Lama s-a întâlnit cu mai mulți oameni de știință de top, filozofi și călugări, pentru a clarifica în profunzime subiecte precum natura realității, conștiința și creierul uman. Iată, de această dată schimbăm un pic registrul. Nu vorbim doar despre tradiția spirituală budistă, dar iată, vorbim și despre acest raport pe care neuroștiințele îl au cu budismul. Luisa, cum ți s-a părut această carte? Și mai ales, cum sau din ce perspectivă l-ai privit pe Dalai Lama atunci când el ne vorbea despre pasiunile lui din copilărie, oarecum despre aplecarea asupra științei, și până la urmă, multele conferințe, ca și cea menționată de mine puțin mai devreme, la care s-a întâlnit cu foarte mulți oameni de știință. Da, această carte este rezultatul unei întâlniri a membrilor Institutului Mind and Life, cea de-a 26-a întâlnire ei. Deci, în afară de faptul că erau vreo 100 de participanți și vreo 5.000 de călugări participanți la acea întâlnire, această întâlnire a fost transmisă și online și a avut vreo 10.000 de participanți online. Deci a fost o întâlnire așa transmisă la un nivel înalt și s-a întins pe mai multe zile și a conținut aceste dialoguri între Dalai Lama și alți exponenți budiști ai budismului și oameni de știință, în ideea că aceste două domenii au început să convergă din ce în ce mai mult în ultimii ani. Acum, dacă e să pornesc cum ai întrebat tu, Dalai Lama este o personalitate deja foarte populară și se știe că încă din copilărie el a avut inclinații, în afară de faptul că datorită funcției pe care o îndeplinea trebuia să fie un budist model,
el avea și inclinații către latura științifică, să zicem așa. Se știe, de asemenea, bineînțeles, cum demonta el ceasuri în copilărie și le monta la loc și cum era fascinat și interesat de absolut orice mecanism. El a încercat să facă așa o... să reconcilieze cumva cele două domenii, cel științific cu cel spiritual, dar, mă rog, până la urmă, concluzia la care ajunge este aceea că totuși, de fapt, concluzia la care ajunge și este și ultimul capitol al cărții, hai să pornim, să o luăm circular așa, este faptul că susține o, ceea ce numește el o educație seculară. Adică, până la urmă, budismul are trei, este privit din trei puncte de vedere, dacă ar fi să o luăm, cum zice Dalai Lama, este știința budistă, filozofia budistă și religia budistă. Și face o delimitare foarte clară între aceste domenii. Adică, în ceea ce privește știința budistă, da, ne putem alinia cu orice fel de știință, să putem să folosim, să utilizăm principiile cunoașterii științifice, da, observăm lucrurile exterioare sau pe cât posibil lucrurile interioare, încercăm să le punem în ordine, încercăm să le verificăm, încercăm să facem experiențe, încercăm să reproducem acele experiențe și să obținem, dacă se poate, aceleași rezultate. Deci putem până la un punct să facem acest lucru. Apoi filozofia budistă, care deja intră într-un domeniu mai profund, în care încearcă să abordeze, de fapt abordează probleme de metafizică legate de sens, și religia budistă, care are, la fel ca orice religie, o deschidere către supranatural și către ritual și către tot ceea ce este dincolo de lumea aceasta vizibilă. Momentul în care știința și cu budismul și-au dat mâna, ca să zicem așa, a fost favorizat de faptul că științele cognitive, pe la sfârșitul secolului al XIX-lea, și-au luat un avânt fără precedent. Dacă, să zicem, dezvoltarea științifică a făcut cu putință deschiderea către noi orizonturi în exterior și s-au creat diferite științe exterioare, da, chimie, biologie, tot ce poate fi studiat în exterior, la un moment dat psihologia și științele cognitive au venit cu studiul fenomenelor interioare, ce se întâmplă mai ales în mintea. Mintea omenească, cum pot fi înțelese și studiate sentimentele. Și în acest moment, bineînțeles, dacă și acum, dacă studiem psihologia, vedem că progresele ei extraordinare se înscriu în direcția explicației fenomenelor interioare, să zicem. Putem să dăm explicații despre cum se manifestă emoțiile, tipuri de atașamente, explicăm modul în care suntem impactați emoțional de primii ani ai copilăriei. Sunt foarte multe categorii, foarte multe clasificări, totul este foarte ordonat, toate aceste dicționare de tulburări psihologice, care sunt descrise cu foarte multă acuratețe și ele pot fi recunoscute foarte ușor după simptome sau din ce în ce mai ușor. Poți să spui un diagnostic datorită acestor progrese extraordinare pe care le-a făcut psihologia. Însă în momentul în care ajungem în domeniul în care trebuie să explicăm, dar ce facem ca să vindecăm, cum putem să acționăm asupra tulburărilor, ce șanse avem ca să ajungem să aducem armonia și vindecarea,
lucrurile devin din ce în ce mai complicate, pentru că trebuie să ajungem într-un fel sau altul să lucrăm cu emoțiile noastre, să găsim modalități practice, tehnici, practic, prin care să intrăm în domeniul interior, unde nu putem să măsurăm. Nu poți să măsori intensitatea unei emoții printr-un aparat, nu știu, care nu poți să găsești o unitate de măsură pentru a determina, nu știu, intensitatea unei emoții, oricare ar fi ea. Sau nu poți cu atât mai puțin să delimitezi fiecare emoție. Sigur că nici budismul sau orice altă tradiție spirituală nu va face acest lucru, pentru simplu motiv că nu e, e, sunt acolo, sunt domenii care depășesc modalitățile de funcționare ale minții obișnuite, care operează în domeniul științific. Însă deschiderea pe care o realizează, pentru că până la urmă, unde se întâlnesc psihologia și cu budismul? Se întâlnesc prin faptul că ambele studiază sau încearcă să studieze natura minții Cum funcționează mintea, și da. cum funcționează mintea și cum funcționează structurile acestea interioare. Acum putem să distingem în știința și în filozofia budistă, sunt trei categorii în care se pot încadra dovezile care, pe care le putem aduce în sprijinul adevărului. Și aici este o clasificare care poate să fie găsită pe placul cunoașterii științifice chiar. Deci prima categorie reunește faptele, adică ce putem să observăm prin intermediul simțurilor. Faptul că eu vorbesc cu tine acum pe Zoom și ne vedem sau nu știu, că am în față un laptop, iată, prin intermediul simțurilor pot să dovedesc că acestui e ceva de domeniul evidenței. A doua categorie sunt fapte mai puțin evidente pe care le putem descoperi prin intermediul unei inferențe logice. Adică, de exemplu, dacă eu acum aud că cineva bate la ușă, adică dacă aud bătăi în ușă, îmi imaginez că e cineva acolo care bate. De exemplu. A treia categorie, aici devine un pic mai delicat, este cunoașterea prin experiență directă, care poate fi împărtășită și poate fi receptată în mod fidel de către altcineva, cu condiția ca acea persoană să fie avut și ea experiența respectivă. Sau să, deci dacă eu aș vrea, de exemplu, să-mi lărgesc universul de cunoaștere prin această categorie de metode, ar trebui să-l investesc cu încredere pe un personaj care a avut acces, să cred că cineva, de exemplu, e această categorie de experiențe legate de viețile anterioare sau de, nu știu, legile karmei. Și atunci am nevoie de un expert care să-mi transmită cunoașterea lui și eu să am încredere în această cunoaștere. Aici devine, lucrurile sunt un pic mai nu atât de clare și foarte, pentru că, și bineînțeles, știința nu poate să accepte așa ceva. Însă, când ne aflăm pe tărâmul științelor cognitive, mai ajungem și la lucruri de genul acesta, pentru că cumva trebuie să transmitem încredere că este posibil să fie depășite, nu știu, niște abisuri interioare, psihice, mă gândesc. Deci, cartea, așa cum spuneai și tu, este rezultatul acestor întâlniri ale Institutului Mind and Life. Este o întâlnire care a avut loc în India, la Mungod, în ianuarie 2013 și reconstituie dialogurile dintre, cum am spus, budiști și oameni de știință, care
mă rog, au discutat foarte mult legat de natura creierului, de modul în care funcționează, cum se poate modifica structura creierului, dacă există plasticitate, această plasticitate a creierului, cum se poate ea dezvolta, dar aceste dialoguri sunt cumva niște dialoguri, adică fiecare își expunea punctul de vedere, iar concluziile erau lăsate la, și sunt lăsate la latitudinea participanților, adică fiecare poate să-și alege, să-și aleagă practic cu care orientare, să zicem, simpatizează mai mult sau poate să facă o sinteză care să-i fie de folos din ambele categorii, iar concluzia, așa cum spuneam, Dalai Lama e foarte simpatic de-a lungul acestor dialoguri, pentru că practic foarte puțin intervine cu concluzii sau cu observații, el este cel care pune tot timpul întrebări și pune întrebări de toate felurile. De la cele mai simple întrebări, cele mai basic, așa, întrebări pe care le-ar pune și un copil, care sunt foarte valoroase atunci când vrem să înaintăm cu adevărat pe calea adevărului, la întrebări din ce în ce mai complexe, care te provoacă să ieși din zona, adică care până la urmă scot în evidență limitele cunoașterii științifice. Iar concluzia pe care o trage în ultimul capitol, în care într-adevăr are și el o intervenție de mai lungă durată, este aceasta legată de etica seculară, în care constată că oamenii acestor vremuri nu mai sunt atât de credincioși și într-un fel nici nu este un lucru neapărat rău, pentru că așa cum se constată privind în urma noastră în istorie și nu numai, că și în zilele noastre este la fel, partizanii unei religii, unei credințe, găsesc de cele mai multe ori de cuvință să intre în conflict cu partizanii altor credințe, altor religii, și de aici au luat naștere de-a lungul istoriei cele mai sângeroase conflicte și cele mai dureroase și care au generat cea mai mare cantitate de suferință a speciei umane. Și atunci concluzia la care ajunge iată un laureat al Premiului Nobel pentru Pace, care este Dalai Lama, este că poate că ar fi bine să nu ne mai fondăm etica pe principii religioase, ci să urmărim să ne îndreptăm către o zonă a educației și să înțelegem că faptul că ne aflăm cu toții pe o planetă ar trebui să ne facă să fim conștienți că suntem împreună. Din nou, acest principiu al interconectivității care este specific budismului, dar nu numai, bineînțeles, și că să înțelegem pur și simplu că este de bun simț să ne susținem unul pe celălalt, să ne facem bine unul celuilalt și să ne fondăm etica pe aceste principii cumva care sunt seculare, n-au nicio legătură cu, ar trebui să n-aibă nicio legătură cu nicio spiritualitate și ar trebui să țină de cel mai elementar bun simț. În timp ce te ascultam, mă gândeam în încheiere, mi-a venit o idee și mi se întâmplă în ultimul timp, în momentul în care vorbim despre o carte, sau venim cu o recomandare în fața cititorilor noștri legate de o carte, să fac conexiuni și legături cu alte cărți din portofoliul editurii Herald. Și crede-mă sincer că poate cea mai apropiată, să spunem, de această carte, prin esența conținutului de Mănăstirea și Microscopul, convorbiri cu Dalai Lama despre mindfulness și natura realității, este cartea lui Daniel Siegel, Mindfulness și Neurobiologie. Mindfulness și Neurobiologie, o carte publicată în colecția Mindfulness a editurii Herald,
cu un titlu extrem de sugestiv, care conchide, ca să spunem așa, tot ce ai spus tu puțin mai devreme, și anume calea către cultivarea stării de bine prin meditație și practica prezenței conștiente. Este subtitlul acestei cărți, Mindfulness și Neurobiologie. Adică, iată cât de, să-i spunem, prolific, și cercetările continuă, cât de prolific este acest raport, să zicem, dintre neuroștiințe, dintre felul cum funcționează mintea, dintre felul cum funcționează creierul și cum se schimbă creierul, cum se schimbă creierul de-a lungul vieții. Bineînțeles, schimbându-se aceste lucruri, și oamenii își schimbă, bineînțeles, comportamentele, atitudinea, tiparele relaționale și așa mai departe. Da? Acum făceam referire la cartea tot a lui Daniel Siegel, cum se schimbă oamenii. Cât de importantă este meditația, practica, tehnicile de meditație, și nu numai de meditație, și de rugăciune, da? Și cum ne schimbă la nivel neuronal, neurobiologic, prin acești neurotransmițători, cum se schimbă creierul și zona aceasta de neuroplasticitate. Un termen tot mai des, iată, întâlnit în ceea ce înseamnă mindfulness, psihologie și, bineînțeles, cu referiri și la tradiția spirituală budistă. Îi mulțumim foarte mult. Există, da. Stai puțin, deci da. Există, putem, bineînțeles, există studii care arată că meditația are un efect foarte bun asupra creierului, și putem să studiem, să zicem, prin intermediul metodelor științifice, observație și experiment, fenomenele interioare prin intermediul meditației. Adică observăm ceea ce se... Pe că, până la urmă, mindfulness asta înseamnă să observăm, să ne observăm procesele interioare în timpul meditației, da? Și să experimentăm anumite trăiri pe care, eventual, folosind aceleași metode, să le reproducem la fel ca într-un studiu științific, dar de data aceasta îndreptat către interior. Doar că rezultatele unui astfel de studiu nu pot fi transmise, adică exact cum am spus, acea a treia categorie de abordare prin care poți să comunici rezultatele la care ai ajuns prin observație și experiment interioare unei ființe care a ajuns la aceleași concluzii folosind aceleași mijloace pe propria sa ființă, cumva. Dar, bineînțeles, diferențele de nivel sunt întotdeauna foarte diverse și, în ceea ce privește acest studiu interior, putem ajunge la rezultate oarecum diferite. Însă, iată că putem să folosim metode științifice și la studiu interior și să... Probabil că și aici este un, de fapt sigur, și aici este un punct de intersecție foarte prolific între budism și mindfulness și ceea ce studiază neuroștiințele. Și, într-adevăr, contribuția lui Dalai Lama este extraordinară în acest sens, pentru că, până la urmă, situația în care a ajuns el de a fi practic exilat sau autoexilat din propria sa țară și fiind în rolul unui lider religios și chiar politic, a fost obligat să aducă în lumina tuturor tradiția sa spirituală. Și, până la urmă, acesta este marele lui merit. Faptul că a realizat această deschidere către spiritualitate prin budism, și mai ales pentru că și el era înclinat către știință, a reușit să creeze această interconectare, această deschidere între budism și știință.
Foarte frumos, dragii noștri, convorbiri cu Dalai Lama despre minte, mindfulness și natura realității, Mănăstirea și microscopul, o carte publicată în seria de autor Dalai Lama la editura Herald. A fost astăzi alături de noi colega mea Luisa Aneag, senior editor Herald. Vă mulțumim cu recunoștință și de această dată că ați fost alături de noi la această ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Ce ne oferă, ce ne prezintă budismul, ce ne transmite tradiția spirituală budistă. Învățături și practici cotidiene. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, bineînțeles cu un alt invitat. Până atunci să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine! La revedere!